O să vezi din ce în ce mai rău, acum e bine încă. Hai să vezi peste 10 ani ce o să mai fie. Ce credeți că o să fie? E ca avionul ăla când merge în jos și când face bum, se termina. Cam așa se întâmplă. Deci de bine nu mai. Vedeți tot mai mulți oameni stresați, îngrijorați? Va fi sfârșitul dezastrului, ce să mai. Eu nu mai văd nimic ca bine. De ce spuneți asta? Păi nu se vede. Ce vă îngrijorează în acest totul, moment? Totul. Nu mai e nimic ca bun. Avionul e cu botul în jos, așteptăm să facă bâu. Aceasta este previziunea sumbră a unui timișorean despre viitorul apropiat. Imaginea de pe străzile Timișoarei pare să îi dea dreptate. Tot mai mulți oameni au fețe triste. Îngrijorările și stresul cotidian mușcă din fiecare dintre noi, parcă fără nicio selecție. Chiar și tinerii se simt de multe ori epuizați de stres. Tinerii așa sunt în zilele de azi, stresați. Și noi stresați cu facultatea. Ne-am învățat cu el. Ne-am învățat, da. Noi cu el. Deci spuneți că încă de mici vă învățați cu stresul, da, ca să zic. Da. Mai ales acum, facultățile, joburile sunt foarte stresante pentru tineri. Unii au fost ținta depresiei și au învățat să se ridice din întunericul ei. Nu-l bag în seamă. Că vedeți, în jurul nostru sunt oameni tot mai grăbiți, mai stresați, împovărați de griji. Nu-i treaba mea. Problema lor, stresul lor, nu-i problema mea. Vreau să vă țineți departe de tot acest stres. Da. Și cum faceți? Dați-ne și nouă rețeta. Nu-l bagi în seamă. Te trezești în fiecare zi și dacă ai vreo problemă, o rezolvi. Dacă nu are rezolvare, nu-i problemă. Și atunci ce este dacă nu are rezolvare? Îi un gând trecător și gen, nu știu, vezi-ți de treabă. Fă ceva, nu mai stai te și te gândești, nu te mai gândi. Acționezi și când acționezi nu mai ai timp de depresii și de stresuri și de vrăjeli de genul ăla. N-ați avut niciodată depresie? E, am avut, că-ți dai seama, știu cum e, că da, am avut, am fost în locul ăla, ca să zic așa, și... Cum ați scăpat? Am făcut, am acționat, am început să fac chestii. Când începi să faci chestii, nu mai ai depresii și prostii de genul ăsta. Depresia îi... când nu faci nimic, când stai și stai să mă gândesc, stai să... Nu mai stai și te gândi, acționează. Că aia, când zici, încerc să fac aia, deja te-e blocat, nu încerci, fă direct. Stresul poate conduce la depresie mai repede decât ne putem imagina, spun specialiștii. Psihoterapeuții recomandă să căutăm ajutor specializat atunci când simțim că suntem apatici sau, mai grav, că ni se pare că ne aflăm într-o situație fără ieșire.